PSD a obținut cele mai multe primării din județ. Liderii organizației politice s-au declarat mulțumiți. Eu consider că este un rezultat destul de bun pentru Partidul Social Democrat. Am pierdut într-o parte, am câștigat în celălaltă. Per total, rezultatul este bun, este exact ce ne-am propus. La debutul campaniei electorale au anunțat că își propun să câștige 45 de primării din cele 70 de primării din Gorj. Sunt 46 sau 45 de localități. Suntem în estimările pe care le-am făcut puțin mai mobilizatoare, dar realiste în sinea noastră la începerea campaniei. Au fost însă și răsturnări de situație. Primării unde PSD era convins că va câștiga și au pierdut, și altele la care nu sperau, însă pe care le-au câștigat. Spre exemplu, una dintre cele mai mari surprize s-a înregistrat în localitatea Bârlești. Iulian Berculescu de la PNL a învins-o pe Maria Dumitrașcu de la PSD, primar în funcție la data candidaturii. La Fărcășești, primarul social-democrat Dănuț Bălu a fost învins de liberalul Constantin Drăgoescu. Și în Stănești, PSD a pierdut primarul. Vasile Prăvulescu a fost depășit la numărul de voturi de Ștefan Blideanu de la PNL. N-ai cum să pui să fi fericit, în mod evident. Sigur că un Berlești la care nu te așteptai, chiar la Alimpești, sigur că da. Motru. Fărcășești, la Motru, sigur. Da, sunt o serie de localități, dar, repet, una peste alta este un rezultat pentru Partidul Social Democrat, care ne asigură la ora actuală prin votul politic, funcționarea Consiliului Județean cu toată conducerea. O altă primărie pe care au pierdut-o social-democrații a fost primăria Prigoria. Primarul în funcție, Emil Răgman, de la PSD, a decis să nu mai candideze. A obținut cele mai multe voturi Iuliana Iliescu.